Contabilii buzoieni și invitaților au sărbătorit pentru a 11-a oară Ziua Națională a Contabilului. Corpul Experților Contabili din România s-a fondat în 1921, dar a fost reînființat după Revoluție. Această zi este sărbătorită unitară în toată țara. Corpul Experților Contabili și Contabili Autorizați din România s-a înființat în 1921 la intervenția Ministrului Muncii de atunci, Ion Trancu Iași. Iar în anul 1994 a renăscut prin aportul fostului președinte Toma Marin. Sărbătoriții au primit cuvinte de apreciere din partea oficialităților buzoiene prezente la eveniment. Familia profesioniștilor contabili a primit felicitări și de la colegii care profesează acum în alte domenii. Fără dumneavoastră, munca noastră ar fi foarte grea. De aceea, în continuare, ne bazăm pe dumneavoastră, pe colegii specialiști ai dumneavoastră, ca într-adevăr finanțele țării să ajungă acolo unde trebuie și vă urez la mulți ani și mult succes. Prezența mea este în calitate colegială și totodată și în calitate de reprezentant al organului fiscal al administrației publice locale. Vreau să vă asigur și să vă spun încă o dată, am mai avut această ocazie în prezențele anterioare, că, Consiliul Local, prin reprezentantul său legal, primarul municipiului Buzău, ia contact de activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați prin intermediul direcției economice, care face parte din aparatul de specialitate propriu al primarului municipiului Buzău. În cadrul festivității de ieri, contabilii au desemnat și premiat cele mai performante societăți comerciale, membre ale CECAR Buzău. Avem aici o diplomă deosebită și îmi cer mii de scuze încă o dată. Se acordă doamnei Pavel Ighe Alina, Miss Expert Contabil. Avem și așa ceva. Domnișoară!